Bine v-am găsit, dragii mei, alături de mine în această zi și alături de dumneavoastră, domnul Varodi, care ne va povesti despre ce înseamnă o căsnicie de 50 de ani, care este secretul și mai mult decât atât, îl voi ruga să facă o comparație în ceea ce au însemnat anii tinereții zilelor dumnealui și anii zilelor noastre. Tânărul de atunci și tânărul de astăzi, bine ați venit, domnul Varodi, și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Bine v-am găsit, sunt deosebit de plăcut, impresionat de tot ce s-a organizat și s-a realizat cu această ocazie a întâlnirilor făcute de către oamenii în vârstă, pentru oamenii de vârstă și în special a celor care astăzi sau în cursul anului ăsta împlinesc 50 de ani de la căsătorie. 50 de ani de la căsătorie, 50 de ani de căsnicie, care este secretul? Pentru că 50 de ani, nu știu, îmi spuneți dumneavoastră, sunt mulți sau sunt puțini? Sunt puțini. Sunt puțini. Sunt puțini. Și ce a stat la baza acestor 50 de ani? În primul rând, dragostea, înțelegerea și tot ce este bun într-o familie. Bucuria copiilor, realizarea lor, bineînțeles și pe linie profesională, foarte multă mulțumire și tot secretul este în primul rând ca să realizezi și să te bucuri de aceste realizări. Care sunt ele, dar sunt să te bucuri de ele, că sunt bune așa cum sunt. Nu pot să cred că în toți acești 50 de ani nu ați avut parte de lucruri mai puțin plăcute, de greutăți, de necazuri și probabil cuplurile zilelor noastre nu știu acest secret, cum se trece și de multe ori cedem în fața problemelor. Cum era atunci? În momentul în care întâmpinați greutăți în viață, cum le depășați? Într-adevăr, au fost zile și frumoase, dar și grele. Mai ales că se întâmpla toate treburile astea într-o perioadă de tranziție. În special, în domeniul în care am lucrat eu, la început am făcut școala la Sibiu, după aceea, la insistențele părinților, am venit în Reghin, m-am angajat la IRUM, bineînțeles prin transfere, că așa era atunci, în transfer, în interes de serviciu, și m-am dat de tot felul de probleme deosebite de serviciu, atunci întreprinderea de reparații locomotive și vagoane forestiere care au fost construită pe platforma vechii fabrici de cherestea care la retragerea sau armatei s-a dat foc, l-a ars complet, cea mai mare fabrică de cherestea din nu numai din județ, ci din Ardeal. Și, bineînțeles, oamenii, ca la început, nu aveau cunoștințele necesare pentru să treacă de la reparații care se făceau exact, lua piesa și se ducea și după modelul ei să facă și forjorul, și strungarul, și lecătușul, fără altă documentație. Apoi s-a redus problema cu transportul forestier pe calea ferată, s-a dezafectat linia ferată Reghin-Lăpușna, oamenii n-aveau de lucru, atunci nu se punea problema că nici nu puteai să gândești, nici nu puteai să folosești cuvântul șomaj. Fiind șef de secție, trebuie să mă iau frumos să merg în țară, să caut de lucru, am ajuns chiar și la Ploiești, la întreprinderea de foraje petroliere. Am încercat să fac o legătură cu ei și să ne dea ceva de lucru. Ne-a dat ceva construcții metalice. Am venit, oamenii nu cunoșteau desenul, trebuia să stau noaptea să fac desenele detaliu. Destul de greu. A fost o problemă mare ca să treci de la reparații la construcții de utilaje. După aceea, cum am terminat, că eu am fost trimis la facultatea de IRUM Reghin, pe bază de contract, cu condiția că, după terminarea facultății, să lucrez cel puțin 5 ani. Astăzi nu ne putem bucura de așa ceva în multe domenii. Da, aici a vrut să ajung, că într-adevăr am fost o
persoană foarte norocoasă, foarte, știu eu, s-au găsat, parcă mă urmăreau tot felul de facilități, numai să profit, să le folosesc în favoarea mea. S-au introdus bursele de întreprinderi. M-am dus cu bursă de întreprindere la facultate. Am terminat facultatea, am revenit și întreprinderea trebuia să se specializeze. Era atunci o mare acțiune specializarea întreprinderilor pe grupe de utilaje, specific pe sectorul de unde proveneam. Noi am provenit din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, era pe atunci, și bineînțeles că și bursa am primit-o la silvicultură. Eu care lucram numai și am lucrat 7 ani până la facultate în construcții de mașini, o trebuie să mă duc să dau examen la silvicultură. Am reușit, norocul meu, foarte greu a fost în anul 1 și 2, dar după aceea am intrat în cât de cât în materii care îmi plăceau mie, mecanizarea silviculturii, exploatărilor forestiere. Și când am terminat facultatea, vezi, Doamne, trebuia să rămân la institut. Pentru... Dar de ce trebuia? De ce spuneți trebuia? Trebuia pentru că aveam repartiția guvernamentală să rămân la institut. Institutul a făcut toate demersurile cu un an și ceva înainte, ca o parte din cei mai meritoși studenți, mă rog, cu realizările subite, să rămână la institut, în învățământ. Ei, venind acasă și am spus părinților mei să uite ce se pune, cum se pune problema, că nu mai e cazul să viu la Irum, că să rămân în institut. Bineînțeles, taică meu, care semnase contractul și el, zice, cum să rămân acolo? De unde eu? Să plătesc eu? A trebuit să plătiți școlarizarea? Era condiția. Și îmi spune, nu trebuie să plătești nimic, pentru că e rezolvat totul să rămân acolo și să decontează cu institutul, cu Ministerul Învățământului, cu... Atunci totuși trebuie să vii acasă, că uite câți frații ai aici și trebuie să ajuți. Mână de ajutor. Așa. Ce era să fac? La asta am cedat și m-am dus. Am spus la decanul că nu pot să rămân. Am problemele mele. Am Dar spus. Totuși, ați cedat și dacă e să dați timpul înapoi, cred că ați fi cedat din nou, nu-i așa? Bineînțeles, bineînțeles. Așa, nu, de-aia zic că nu-mi pare rău de ce-a fost, că a fost greu. Nu pot să spun că n-a fost greu, dar și frumos. Și dacă reușesc să consider cât de greu e, dar și bine și frumos, nu ți se pare, dimpotrivă. Și am zis că și ani au trecut prea repede. E adevărat că noi eram considerați atunci generația de sacrificiu. Dar acum tineretul este și mai de... Cu mult mai multe probleme sunt confruntați. În primul rând cu serviciu. Înainte n-aveai problema că nu îți găsești de serviciu. Ești obligat să te duci acolo unde erai repartizat. Așa. După aceea, cu locuința. Nu era problema că automat îți dădea, ba dimpotrivă. Am fost chemat și la Piatra Neamț, că s-a dat atunci în funcțiune centru nou, numai să merg, după aia în altă parte. Oricum, a fost greu, lucram și sâmbătă, duminică, uneori nu plecam acasă decât după 3 zile, că aveam, au fost nevoiți să profilăm întreprinderea. Și eu, care eram inginer de specialitate exploatări și transporturi, îndrăgit de funiculare, tractoare și astea, am reușit ca Irum Reghin să se profileze pe și să realizeze cele mai performante utilaje, tractoare forestiere, încărcătoare frontale, funiculare pasagere. Chiar am avut o discuție așa, fără să știe că eu sunt directorul Varodi și spune că nu știu ce aș face cu el dacă l-aș întâlni. Păi zic, ce ai putea să faci cu el, că ți-a făcut ceva rău? Păi nu mi-a făcut rău, dar am auzit că se ocupă numai de funiculare, de tractoare, dar de cai nu se ocupă. Deși noi la IFET aveam 450 de cai și aveam probleme și cu astea, dar... Totuși, a fost frumos că s-a reușit Irumul, care vedeți că este astăzi
așa cum este, pentru mine este cea mai frumoasă întreprindere din țară. Este Versailles industrial al construcțiilor de mașini. Vă mulțumesc! Am spus-o și la directorul de aici, că meritul este că a ajuns unde a ajuns și lui, că altfel putea să se întâmple ce s-a întâmplat cu Republica. Și la Republica trebuia să ajung, că mi-a dat dispoziție sarcini de partid să duc să preiau Republica. Am spus nu, sunt inginer silvic, am fost repartizat la IRUM, m-ați obligat să trec la IFET, am lucrat 21 de ani la IRUM, 18 ani la IFET și zic, eu de aici ies în pensie și nu mai... În tot cazul, au fost greu, dar frumos. Dar lor sau vouă vă este și mai greu și poate reușiți să vă transformați și voi greu ăsta în frumos.